Bun găsit oameni buni în această seară nu vă rețin mult, numai câteva minuțele pentru că deja în mediul online românesc, în mediul apicol a început marele festival al tortelor chiar adineori m-am uitat și am văzut un apicultor că e deja la a doua turtă un domn din Gorj care culmea la bazare și de ceulă apicol, și spune că e deja la a doua turtă, pentru că nu a avut cules asta vară de nectar. Acum, dacă era un începător, spuneam ok, dar, fraților, de ce nu dai sirop? Ai avut la dispoziție august, septembrie, octombrie, trei luni. Și acum, ești, în ianuarie, ești de abia la bubotează la 6 ianuarie și ești la a doua turtă. Un alt aspect. După ce că turtele sunt sabie cu două tăișuri, dar hai, bun, ok, nu mai e hrană în stup, dă -le, că nu se poate îi salvezi, poate, zic și eu. Dar să începi să umbli în ei, să scoți, să scoți măcar dacă l-ai strânge cuibul, când vezi că nu ai hrană în mod normal, prima dată, dacă te duce puțin intelectul, reduci corpul, adică dacă, decât să-l ții pe 6 rame, mai bine îl ții pe trei rame. Îi dai turtă, concentrezi, mărești temperatura. Dar nu-l lași aiurea pe șastrem. dacă tot umbli și umbli ca îl borhotești, umpli umbli în el ca în butoiul cu varză. Nu scoți rama să te uiți la ea, să o bagi înapoi și are doar atât ca un, un pot de palmă de albină. Măcar scoate din cuit de acolo. Deci, oameni buni, numărul unu, aveți grijă. Dacă aveți miere ceea ce vă doresc la toți, lăsați-i în pace. Nu există să dai turtă, acum de bobotează la albine, că energetică, că proteică, cum vrea, ca să aibă. Nu există așa ceva, nu le dați. Deci în momentul în care tu ai ridicat podișorul și ai pus torta, ai schimbat metabolismul coloniei de albine. În primul rând, înseamnă cheltuială de bani pentru apicultor. Da, seama, turtele astea văd că costă foarte mulți bani deja. Că mai degrabă, cum spunea cineva, mai degrabă cumperi miere la... mierea nu, 10 lei, 11 lei, 12 lei kilo și le dai miere bune decât să dai, mă uitam, 10 lei turta. Cumperi miere și le dai miere la urma urmei decât să le dai tot. lăsați în pace. Ele au un metabolism al lor. Deci pentru România în general, așa, este 15 ani de perioada când regina începe cu câteva ușoare. Bun, a început, a început puietul. nicio problemă. Dacă voi ați pregătit stupii cum trebuie în toamnă, Acum, albinele doici, Chiar dacă au o vârstă ridicată, ele au glandele hipofaringiene ca și noi, nouțe, tinere. Ele pot crește o generație, două generații de albine fără nicio problemă. Iar dacă în cuib acolo aveți și o ramă care are ceva pastură pe ea, nu multă. Așa intercalat pastură miere, sănătate, nu se uzează nicio albină, lăsați-le în pace, nu dați turte, nu, că turtă tratament, că lăsați prostiile astea în pace. Lăsați albinele în pace nu se fac acum nici tratamente la albine, nu se dau nici turte. V-am spus, singura situație este când ies să-ți moară colonia de foame, dar atunci restructurează colonia. Restructurează. -o. Și încă un lucru, aveți grijă că dacă ea a început și ponta, are nevoie de apă. Vedeți că aici deja intrăm pe un teritoriu minat, să-i spunem așa. Spre exemplu, să spunem, dacă, Doamne Ferește, aș fi avut colonii fără hrană, le-aș fi, le fi dat un uh, sirop. E invertită la ora asta, dar uh, gros. Undeva care, undeva un sirop cu 25% umiditate. Practic, le-aș da un sirop care să fie la consistența mierii. Da? Decât să le dau turt Pe bune. Deci, eu le-aș fi făcut punci cu sirop și le-aș fi dat punci cu sirop acum. Altceva. Deci... Uh, lăsând albinele în repaus, ele vor trăi mai mult. Albina asta de iernat. Dacă tu nu o stresezi acum. Și ați văzut, v-am și arătat cine urmărește și am început și jurnalul la picol. Albinele în această perioadă se stresează foarte ușor. Și își revin foarte greu după stres. Deci, eu am făcut filmul. Deci am deschis colonia pe 30 decembrie, când era cald și frumos afară, erau peste 18 grade afară la colonie a luat 72 de ore ca să-și revină, să scadă temperatura unde trebuie. Deci eu am deschis o temperatură imediată a de 30 de grade fără să ai văpuiet. Deci el a fost stresul. Stres. Abia, abia după 72 de ore a coborât temperatura la 20 de grade. Vă dați seama în momentul în care, nu știu, cred că aș lua o turtă, aș cumpăra o turtă și termometre să iau sonde termice și să Vedeți, băi, da bună ideea asta. Când, da, să cumpăr vă două torte să pun la vă două și să vă arăt diferența. Ca să vedeți și voi ce, în ce hal, ce stres produce torta acum. Și acum rămâne ideea, ne asumăm stresul? Ne asumăm, adică stresul ăsta, dacă stresăm albine cu torta acum, ne va aduce plus sau minus? Voi rămâne să decideți acest fapt. Încă o treabă avem zilele astea bune, dar sfârșitul de lună ianuarie se va anunța răcoros. Poate în unele zone ale țării va fi chiar geros. Așa că mare, mare atenție. Că s-ar putea pe unii să-i calce trenul. Și iar, deci, ce se întâmplă? Iar se va, lua, se va relua aceeași placă, cum s-a început iar cu turtariada asta, să-i zicem, o să înceapă iar discuția cu depopularea coloniilor. Vai că s-a depopulat colonia, vai că mor coloniile. Și bineînțeles că niciodată nu este de vină apicultorul, niciodată nu este de vină că le-a dat turte iarna, niciodată nu este de vină că nu le-a făcut tratamentele antivaro cum trebuie, nu. De vină întotdeauna sunt mari fermieri, că ei au dat o travă pe special să omoare albinile apicultorilor, de vină, e Dumnezeu că a schimbat clima pe pământ, și în final, bineînțeles că devine este o cultă mondială care are ceva cu dacii liberi. Da? Vă spun, secretul eșecului în viață, dacă vrei să ai un eșec răsunător în viață, este ăla, să dai vina pe alții. În momentul în care în viața ta tu vei găsi vinovați doar pe alții, numai pe alții, iar tu vei fi nevinovat, e clar că ai o viață destinată a eșecului, dragilor. Nu uitați acest aspect. Dar să nu uităm că noi suntem vinovați pentru toate deciziile luate de noi în ograda noastră. Nu altul. Nu oculta mondială e de vină de prețul mierii. o să vă fac eu niște clipuri în care să discutăm și despre problema asta de, cu prețul mierii, că o să vedeți că nu, nu oculta mondială, nici procesatorii n-au ei nicio vină. Noi nu uităm că unul din factorii care influențează prețul mierii se numește calitate. Calitate. A trecut uh, epoca în care se putea vinde și cocărți. Uh, miere din cocărți. Sau, dacă vreți să spunem așa, mai corect, să fim mai corecți, uh, prețul uh, miere din cocărți s-a prăbușit. Numai prețul la mierea adevărată, mierea reală, a rămas acolo sus. La apiculocărți, prețul e în jos. Și problema că de aia mulți sunt supărați pentru că deja prețul la F40 se apropie cu prețul mierei din F40. Deci nu mai vă luați după fel și fel de aiurele. Încă un lucru, atenție mare. O să dați mâncare la stop în primăvara asta. Vedeți că toate apicocărțurile astea au amidon. O să faceți miere de salcâm, o să o duceți la procesator și iar nu o să vă cumpere. Pentru că procesatorul o să găsească amidon în ea. Și o să vă refuze, că spune că e mire de apicocărți și poate voi n-ați dat niciun gram de apicocărți la salcă. Dar ați dat apicocărți înainte de salcă. Deci, atenție mare ce dați la albine. Inclusiv cu turtele pe care le dați. Calculați bine dacă se merită riscul. Să dați turte în condițiile actuale, în care se schimbă total, total paradigma apiculturii Dacă este bine să dați turte Mare atenție, mare atenție O să vedeți, anul 2023 va fi anul falimentelor răsunătoare În apicultură și nu numai, și în industria mare O să vedeți falimente enorme Uitați-vă pe bursa de, la, de pe Wall Street Să vedeți acolo cum se duc acțiunile în picaj Uitați-vă la Tesla cum s-a dus în jos. Uitați-vă la Apple cum s-a dus în jos. Da? Uitați-vă la acțiunile Disney cum s au dus în jos. Uitați-vă la Netflix ce a pățit. Uitați-vă, deci, la marile corporații să vedeți cum se duc în jos acțiunile. Dați seama că urmează și niște falimente anul ăsta. Banii de. Și nu uitați un lucru acum. Oameni buni, banii devin din ce în ce mai scumpi. Aveți grijă când scoateți un leuț din buzunar. Leuțul la valorează foarte mult. Deci când dați banii pe inputuri apicole, vedeți, gândiți-vă de două ori. Nu mai aruncați cu banii iurea. Banii au devenit foarte scump, dragilor. S-ar putea ca la toamnă, la iarnă, să, stăm, să, ne întâlnim mult mai puțin. Că mulți nu o să mai vă ca, ca, și scop de activitate apicultura. O să se de altceva. Așa că, dragilor, eu atât vă urez. Veniți cu picioarele pe pământ deveniți realiști. Când vedeți apicultori de ăștia cu liceu apicol, cum e domnul din Gorj, care prezintă acei stup goi, fără miere la data asta și le dă deja a doua turtă, acela trebuie luat ca exemplu de așa nu, să nu ajungeți niciodată cu stup în situația ea. Nu este o scuză să spui că după salcăm nu ne-ai avut de polifloră. Frate, ai avut atâta luna la dispoziție să dai sirop, de ce nu ai dat? Deci nu mai căutați scupe, scuze încă un lucru acum pe final aseară am avut un live special în care s-au donat 1000 de euro nu cred că a mai existat live în lumea unde cu asemenea donații știți că susțin un caz în care o tânără luptă cu o boală grea, luptă pentru viața ei, Nea Ilia Comi ambasador al comunității Dragoș Gavrilă și câștigător al trofeului apicultorul anului 2022, în direct a donat 500 de euro Apoi, și domnul Cornel Pop a anunțat că 5 luni de zile în fiecare lună va dona în acest cop nobil câte 100 de euro, chiar în timpul live-ului, făcând prima donație. O să găsiți în comentarii la acest video numele și contul tinerii care luptă pentru viața ei. O viață, știți cât costă o viață? 2000 de euro pe lună. Ai 2000 de euro pe lună, trăiești. Nu ai bani, aia, nu se știe ce se întâmplă. Hai să fim mai buni, mai uniți și fraților mai realiști. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!